Muzicanții din Bremen, de frații Grimm. A fost odată un om și omul ăsta avea un măgar, care de ani și ani tot cărase la moară saci cu grăunțe. Dar de la un timp, bietului dobitoc i se împuținaseră puterile și nu mai era bun de nicio treabă. De aceea stăpânul lui se gândi într-una din zile că n-ar mai avea niciun rost să strice pe el bunătate de nutreț. Măgarul pricepu însă că nu-l așteaptă vremuri prea bune și, fără să mai adaste, își luă tălpășița spre orașul Bremen. Nu știu de unde-i venise în gând că acolo s-ar putea face muzicant al orașului. După ce merse el o bună bucată de vreme, iată că dădu peste un ogar care zăcea întins pe o margine a drumului, răsuflând din greu de parcă ar fi făcut ocolul pământului. Ce gâfui așa, mă, apucă-l în colți?" îl întrebă măgarul. Vai de păcatele mele!" răspunse câinele. Pentru că sunt bătrân și slăbesc din zi în zi tot mai mult și pentru că la vânătoare nu mă mai dovedesc bun de nicio ispravă, stăpânul meu și-a pus în gând să-mi facă de petrecanie și atunci mi-am luat repede tălpășița. Dar vorba e, cu ce o să-mi câștig eu pâinea de aci înainte?" Știi ceva?" îi spuse măgarul. Eu mă duc la Bremen să mă fac muzicant. Hai cu mine că s-o mai găsi și pentru domnia ta un loc în taraf. Eu o să cânt din lăută, iar tu o să bați la toba mare." Câinelui îi plăcu propunerea, cum era să nu-i placă, și plecară împreună mai departe. Merseră ei așa până ce întâlniră în drum o pisică. Și avea pisica asta o mutră jalnică, de parcă tot îi ningea și îi ploua. Ei, linge barbă, de ce mi-ești atât de tristă? Cine ți-a stricat socotelile?" o întrebă măgarul. Cui arde să fie vesel când i-a ajuns funia la par?" răspunse pisica. Pentru că anii bătrâneții m-au cam adus de șale și mi s-au tocit colții și pentru că îmi place tot mai mult să tolănesc după cuptor și să torc decât să alerg după șoareci, stăpâna mea a vrut să mă înnece. Am fugit eu de acasă la timp, nu e vorbă, dar stau și mă socotesc, încotro s-o apuc acum." Păi hai cu noi la Bremen, că la serenade nu te întrece nimeni și cu siguranță că o să-ți găsești și tu un loc în taraful orașului." Pisica socoti că sfatul ăsta nu-i rău deloc și se alătură celorlalți doi. Și-au tot mers cei trei fugari, au tot mers și trecând ei prin fața unei curți, au văzut cocoțat pe o poartă un cocoș care striga cu curigu din toată puterea rărunchilor. Ce ți s-a întâmplat de strigi așa mui, cocoșule?" îl întrebă măgarul. Astâmpără-te odată, că împuiezi urechile oamenilor." Dau și eu de veste, o să fie vreme frumoasă. Dar la ce bun?" spuse cu tristețe cocoșul. Mâine-i duminică și ne vin oaspeți, dar vezi că stăpâna mea nu se mai arată milostivă față de mine. I-a spus bucătăresei că ar pofti să mă mănânce la masă, în ciorbă, așa că în seara asta o să mă scurteze de cap. Acum înțelegi de ce strig așa? Strig și eu cât mai pot, cât mai sunt în viață." Păi bine, creastă roșie, să te necăjești matale pentru atât?" îl dojeni măgarul. Hai mai bine cu noi la Bremen, că oriunde ai merge, ceva mai bun decât moartea, tot o să afli. Ai un glas care te unge și de te-ai învoi să cântăm împreună, ne-o asculta lumea cu gura căscată, zău așa. Cocoșul găsi că propunerea urecheatului e cât se poate de nimerită și toți patru o porniră la drum. Merseră ei cât merseră, dar cum nu putură ajunge la Bremen într-o singură zi, se văzură siliți să înopteze într-o pădure. Măgarul și câinele își făcură culcușul sub un copac mare, iar cocoșul și pisica se cățărară în rămurișul bogat. Dar cocoșul nu fu mulțumit de culcuș și zbură mai sus până în vârful copacului, unde se simțea mai la adăpost. Înainte de a apuca să adoarmă,
își mai roti odată privirea în jur și deodată îi se păru că zărește în depărtare o luminiță. Atunci le strigă tovarășilor săi că nu prea departe de acolo trebuie să fie o casă, căci se zărește o lumină. Hai să o întindem chiar acum într-acolo, spuse cu hotărâre măgarul, că adăpostul ăsta nu prea e de soi. Câinele era la fel de zorit. Gândea că de-ar găsi pe acolo niscaiva oase sau vreo bucățică de carne, iar prinde tare bine. Porniră deci spre locul unde se vedea luminița și în curând o văzură scânteind și mai puternic. Și din ce se apropiau, lumina se făcea tot mai mare. În cele din urmă, ajunseră la casa unor tâlhari, care era luminată ca ziua. Măgarul, ca fiind cel mai înalt dintre ei, se apropie de fereastră și privi înăuntru. Ce vezi acolo, măi, urechilă? Îl întrebă cocoșul. Ce să văd? Apoi văd o masă încărcată cu mâncări și băuturi alese și niște tâlhari care stau în jurul ei și se înfruntă de sor. Așa ceva ne-ar prinde bine și nouă, zise cocoșul. Mai încape vorbă? Numai de ne-am vedea în locul lor, spuse măgarul, privind cu jin cum înfulecau tâlharii. Chipzuiră ei în chip și în fel cum ar putea să-i pună pe tâlhari pe goană și, în cele din urmă, găsiră ce aveau de făcut. Măgarul își ridică picioarele dinainte și le propti de marginea ferestrei, câinele sări pe spinarea măgarului, pisica se cățără pe spatele câinelui, iar la urmă, cocoșul își desfăcu aripile și, zburând, se așeză pe capul pisici. Și așa cum erau ei orânduiți, ca la un semn, porniră cu toții să cânte, fiecare pe versul lui. Măgarul răgea, câinele lătra, pisica mieuna și cocoșul cucuriga. După ce făcură o cântare în toată regula, se năpustiră prin fereastră în odaie, dezângăniră toate geamurile și se făcură țăndări. De spaimă, tâlharii săriră în sus ca niște apucați și, crezând că niscaiva stafii au năvălit în casă, fugiră îngroziți în pădure. Iar cei patru tovarăși se așezară la masă și, luând fiecare din ce mai rămăsese, se giftuiră de parcă i-ar fi așteptat un post de 4 săptămâni. După ce s-au ospătat în lege, cei patru muzicanți stinseră luminile și și-aleseră culcușul, fiecare după pofta inimii și după cum îi era firea. Măgarul se culcă pe un maldăr de gunoi, câinele se făcu covric după ușă, pisica se tolăni pe cuptor lângă spuza caldă, iar cocoșul se cocoță pe o grindă de sub Bagdadie. Și cum veneau de la drum lung și erau osteniți, adormiră repede. După ce trecu miezul nopții, tâlharii văzură de departe că în casă nu mai arde nicio lumină și că totul părea cufundat în tăcere. Atunci căpetenia le zise: Mi se pare că ne-am cam speriat de pomană. S-ar cuveni să ne rușinăm că am fost așa de slab de înger. Și trimise pe unul de-ai lor să cerceteze ce se mai întâmplă pe acasă. Iscoada nu desluși nimic care să-l pună pe gânduri. Casa părea cufundată în cea mai deplină liniște și, fără nicio grijă, intră în bucătărie și voi să aprindă o lumânare. Dând de ochii scânteitorii pisicii, îi luă drept cărbuni aprinși și apropie de ei un băț de chibrit ca să-l aprindă. Dar pisica nu înțelese de glumă. Îi sări în obraz și începu să-l zgârie și să-l scuipe. Tâlharul trase o sperietură zdravână și dădu să iasă afară prin ușa din dos. Dar nu scăpă cu una cu două. Câinele, care sta lungit după ușă, se repezi la el și îl mușcă de picior. O luă atunci la goană prin curte și când trecu pe lângă maldărul de gunoi, îi arse măgarul o copită de văzut stele verzi. Iar cocoșul, trezit de hărmălaia de afară, începu să strige de pe grindă: Cucurigu! Cucurigu! Atunci tâlharul își luă picioarele la spinare și nu se opri decât în fața căpeteniei tâlharilor,
căreia îi înșiră toate grăzăviile prin câte trecuse. Vai de viața noastră! În casă s-a cuibărit o coțofană afurisită care mi-a zgâriat tot obrazul cu niște gheare lungi și ascuțite, iar la ușă, cine să crezi că stătea? Unul cu un cuțit care mi l-a înfipt în picior. Socoteam că am scăpat, dar ți-ai găsit să scape așa ușor. În ogradă, o namilă neagră m-a pocnit cu o măciucă, iar sus, cocoța pe acoperiș, sta însuși judecătorul și tot striga: aduceți-mi-l încoace pe tâlhar, aduceți-mi-l! Dacă am văzut că așa stă treaba, am fugit de-mi sfârâiau călcâiele. Din seara aceea, tâlharii n-au mai cuteza să se apropie de casă, iar cei patru muzicanți din Bremen s-au simțit atât de bine acolo că nu s-au mai îndurat să plece și toate câte le-ați auzit, mi l-a spus și mie, chiar adineauri, un frate de-al meu și cred că nu și-a răcit